Un eveniment cultural de excepție, care marchează 400 de ani de la înscăunarea principe lui Gabriel Bethlen, va avea loc joi la ora 13 la Castelul Magna Curia din Deva. Ales de dietă la 22 octombrie 1613 ca principe al Transilvaniei, acest nobil născut la Iliana în anul 1580 s-a remarcat ca veritabil reformator printre proiectele sale numărându-se și constituirea unui regat protestant al Daciei. Proiect care se baza pe preocuparea sa de unirea Bisericii Protestante cu cea Ortodoxă. A dus o politică europeană anti-Habsburgică și a promovat o intensă politică de atragere a românilor la calvinism și luteranism, pentru acest lucru sprijinind traducerea și tipărirea de cărți religioase în limba română. Pentru o perioadă, Castelul Magna Curia i-a fost reședință, clădirea purtând amprenta arhitecturală imprimată de acesta. Evenimentul organizat la Muzeul din Deva va cuprinde evocarea principelui prezentată de dr. Vasile Ionaș, un concert de muzică medievală susținut de Asociația Corvinorum Ordo din Hunedoara și în mânarea medaliei Gabriel Betlen unor personalități. Caselul Corvinilor de la Hunedoara va fi închis pentru public de sâmbătă 23 noiembrie și până vineri 13 decembrie 2013, pe motiv de curățenie generală. Câteva zeci de persoane se vor mobiliza pentru că a fost acasa lui Iancu de Hunedoara, considerată unul dintre cele mai frumoase castele din Europa, să își primească turiștii în luna cadourilor într-un ambient plăcut, specific unui moment de sărbătoare. Pe de altă parte, acțiunea de curățenie generală este o necesitate pentru că în ultimii ani nu a mai fost făcută una similară. Potrivit primăriei Hunedoara, administratorul monumentului, începând din 14 decembrie, programul de vizitare al castelului Corvinilor va reveni la normal, respectiv va fi zilnic în intervalul orar 9-17. Turiștii vor avea parte în perioada următoare și de câteva surprize pregătite de administratori care sunt păstrate secret. Castelul Corvinilor a înregistrat în acest an un număr foarte mare de turiști și încasări record, în valoare de 2,1 milioane lei. Iar autoritățile locale din municipiul Hunedoara au estimat că încasările pe întreg anul 2013 ar putea ajunge la suma de 3 milioane de lei. Gistul bărbatului care a fost găsit ieri spânzurat de gardul clădirii în care funcționează poliția și serviciul public de evidență a populației Hunedoara a fost pus pe seama faptului că nu își putea procura actele de identitate. Potrivit cotidianului ziarul Hunedoreanului, surse judiciare susțin că bărbatul se adresase serviciului de evidență populației din Hunedoara în speranța că își va obține actul de identitate. A fost refuzat de reprezentanții instituției, astfel că s-a spânzurat în semn de protest susțin aceleași surse. Conducerea instituției din Hunedoara a refuzat să ofere un punct de vedere legat de acest fapt. Cadavrul bărbatului spânzurat a fost găsit în dimineața zilei de ieri de către funcționarii Serviciului Public de Evidența Populației din Hunedoara. Bărbatul s-a spânzurat cu o curea chiar de gardul metalic ce împrejmuiește clădirea în care și au sediul Serviciul Public de Evidența Populației și Poliția Municipiului Hunedoara. Trupul sinucigașului a fost adus la Serviciul Județean de Medicină Legală Hunedoara. În luna noiembrie anului trecut, în județul Hunedoara au fost înregistrate 10 sinucideri, noiembrie fiind luna cu cea mai mare rată a sinuciderilor.